Evenimentele din capitală au atras atenția politicienilor clujeni care și-au exprimat punctele de vedere fie în mass media, fie pe paginile personale. Jandarmii au intervenit violent, abuziv și ilegal, a apreciat Emanuel Ungureanu, deputat USR. Președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a scris Protestul românilor contra sistemului corupt s-a transformat într-o jandarmeria de soldată cu 500 de victime. O imagine care va bântui generațiile următoare de români, așa cum ne-a bântuit pe noi imaginea celor omoriți de gloanțe în 1989 sau de butele minerilor. Se impune cât mai urgent ca dragne să a guvernul din frunta țării și să plece, a mai apreciat Daniel Buda. Un alt reprezentant al PNL, deputatul Adrian Oros, nu a făcut niciun comentariu, însă a postat o imagine de la protestele din piața Victoriei. Senatorul USR Mihai Goțiu a scris că nu există nicio scuză, dar absolut niciuna pentru cei care au comandat intervenția în forța în piața Victoriei din București, iar deputatul independent Adrian Dohotaru a condamnat violența jandarmeriei complet disproporționată în raport cu situația. Președintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, nu a făcut aprecieri personale, însă a distribuit un un comentariu al judecătoarei Adina Daria Lupea de la secția penală a Curții de Apel Cluj, care a afirmat că ar fi fost justificat modul în care a acționat jandarmeria. Fostul deputat Aurelia Crista, în prezent membru al Partidului Pro România, condus de Victor Ponta, a comentat: Trist este că tocmai femeile aflate la conducere au gestionat această situație, referindu-se la ministrul de interne Carmen Dan. Ceilalți politicieni locali nu au avut până în acest moment nicio părere publică despre evenimentele petrecute vineri în București.